această dimineață au închis ochii și n-au mai văzut lumina zilei, dar pentru noi este ferice că suntem în casa Lui. Este ferice că putem să-i lăudăm numele Lui cel Sfânt și merită să-L lăudăm și este frumos, spune psalmistul David, să lăudăm numele Domnului, pentru că este mare, este un Dumnezeu mare și merită să-L glorificăm. Vrem ca să glorificăm numele Lui, vrem ca în această dimineață să slăvim numele Lui, vrem să-I mulțumim pentru dragostea Lui, pentru bunătatea Lui, vrem să aducem cereri, rugăciuni și vrem să ne rugăm și așa am cântat că numai eu și fiecare în dreptul nostru trebuie să ne rugăm. Nu este valabilă rugăciunea fratelui, a sorei, a mamei. Rugăciunea mamei este valabilă pentru când se roagă pentru copii. Dar noi ne rugăm personal, fiecare pentru noi. Și vrem în această dimineață să ne rugăm fiecare în dreptul nostru. Pentru că în această dimineață este și o sărbătoare în biserică. Vrem să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să putem să sărbătorim această sărbătoare cu toții. Vrem să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să înțelegem voia Lui, să înțelegem cuvântul Lui și să-L rugăm pe El ca El să ne curățească și El să ne spele. Psalmistul David în Psalmul 95 cu versetul 6 spune: veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorul nostru. Haideți în această dimineață să venim să ne smerim înaintea Lui, să venim să ne plecăm genunchii înaintea Făcătorului nostru, înaintea Celuia care ne-a creat, înaintea Celuia care este Stăpânul nostru, care este Tatăl nostru. Haideți în această dimineață să-I spunem: Tată, Te-am întristat, am greșit. Am greșit înaintea Ta, dar Te rugăm ca Tu să ne ierți. Să rugăm pe Tatăl nostru ca El să ne ierte, El să ne curățească și El să ne spele în această dimineață, pentru că sângele Lui încă are putere și să rugăm pe El ca sângele Lui care are putere și astăzi, El să ne spele, El să ne curățească și Duhului cel Sfânt să treacă, să ne cerceteze în această dimineață pe fiecare, să treacă printre rânduri, să treacă și El să ne cerceteze pe fiecare, să ne facă conștienți că suntem păcătoși, dar prin El avem iertare, prin sângele Lui putem să primim iertare și putem să-I slujim și să ne atingem de sângele și de trupul Lui. Vă invit să vă ridicați în picioare și vrem ca să chemăm prezența Lui. Să rugăm ca El să fie prezent la rugăciune, la cântare, la timpul care le vom petrece în locul acesta. El să-și reverse binecuvântarea Lui. El să-și reverse harul Lui, dragostea Lui, îndurarea Lui peste noi, peste fiecare. Și tot ceea ce vom face, să facem spre slava Lui, spre gloria Lui.